Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salut, Fan și Asir, la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, mult așteptatul Icon Player Pick Prime, din care sper să pice măcar un Nenia Van Der Sar. Dacă vă place seria, nu uitați să plăiți pe butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați făcut-o deja. Să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă. Folosiți codul de reducere CĂTĂXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și, bineînțeles, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com, codul de reducere CĂTĂ, link-urile aveți în descriere. Hai să vedem, domnilor, ce se va întâmpla. Până la urmă am dibuit o echipă, nu-mi tare place. Poate o să vindem din jucători, ne mai gândim în funcție de ce primim la Icon Player Pick. Asta echipamentul e față, l-am jucat pe nenea ăsta CDM, băi, decent, da? Nu-i CDM, ești nebun ăsta, clar nu-i CDM. Foarte, foarte mega legendar de tractor, până te-ai întors cu ăsta, te-ai dus cu metri. Clar, center back ar fi decent, CDM nicio șansă, zero șanse. Deci zero șanse pe CDM, dar l-am jucat că nu, trebuie să-l testez cumva. Haideți să vedem, domnilor, ce primim la pachetul zilnic, lăsați și pe un comentariu cu ce ați primit și mâine o să ne auzim și cu review-uri și alte povești cu pești. Și restul de pachete o să le păstrăm pentru, nu mai știu, Team of the Final Tournament, ceva, Champions League și din astea ce apare vineri. O nouă promoție, abia aștept. Haide! Future Stars-ul ăsta mi s-a părut putregai, așa că nu prea are sens să-i schimb cine știe ce mega pachete pentru el. Ei, nici nu prea am, Icon, let's go. Nici nu prea am cine știe ce mega pachete, dar alea cu 84x5 sau ceva în genul, sau 85x5, nu mai știu exact. O să le las pentru Team of the, cum am zis, final ceva. Până aici arată tortul bine, rău de tort. Din celălalt player pick cu Icon pe care l-am deschis când, într-adevăr, cum am zis, trebuia să iau Vieira, am greșit acolo. Am zis, bă, e o șansă la R9, ești nebun, cum să nu luăm șansa la R9? Și mai ales că era și World Cup în pachetul ăla sau ceva în genul. Mi-a dat Cannavaro World Cup, ești nebun la cap. A fost decent, vreo 50 de meciuri, cred. Nici nu știu dacă l-am jucat 50 de meciuri, dar uite, mi-a dat Pepeozaurus Rex, un adevărat. Am pornit totuși filmarea. Trebuie să-mi cumpăr Stream Deck, domnilor, că deja am zis. Nu prea îmi convine treaba aceasta. Vreau să știu clar că am apăsat butonul de filmare. Și e microfonare și din astea. Mă cam disperă. 80, 80, 82. Bun. Small Prime Gold Players Pack. Haide. Fă dreapta. Future Stars. Nu știu dacă am avut un Future Stars peste 50.000 de coins. Am luat vreun Future Stars, nu știu. Vreo două cioarse am luat din prima echipă, dar din asta nu mai știu dacă am luat din a doua echipă. Hai, Petronelei. Prime Electrum Players Pack. Haide. Măcar niște walkout-uri ceva la băiat. Pe imediată vine din nou Icon Pack-ul ăla, 89 vrăjală. Care costă aproape 6.000, dar nu prea merita, sincer să fiu. Chiar dacă mi-a dat Desai, putea să dea și mai rău de atât. Chiar și așa, Icon din nou, domnilor. Și chiar și așa nu mi se pare că o merită Desai eu, în ideea în care eu deja am 4.000 de fundași centrali. Rare Electrum Players Pack 82 plus garantat să vină walkout-ul ăla blană rău de tort sau un card scump rău de tort. 10 milioane de coins aici în pachet. Nici măcar board este fix 82. O tavă, ești nebun? Nu știu dacă la voi la țară există cuvântul ăsta, dar la cai le dădeau o tavă. Nu știu exact care e schema și cum e astea. Era ceva fel de iarbă, bănuiesc. Alex Cranin. Sau era iarbă uscată, nu mai știu exact care era definiția acestui cuvânt. Dar la cai le dădea o tavă. Asta este. 81 plus 2 rare gold player spec, după care trecem la Icon Player Pick, domnilor. De unde sperăm, cum am zis, bă, dacă îmi dă Van der Sar, opa, walkout, bun. I-am ales cu walkout, e bine. Nemția, center back. Rudiger, am și uitat de ăsta, ești nebun la cap că e walkout. Cred că am prins de 3 ori maxim anul ăsta. Era frumos ăla one-stouch.
Deci nici ăla nu mai e mare sculă Bob. Ia să vedem, mai e ceva prin spate. Ok, nenea polițarul. Bă, e ok, uite, dintr-un pachet cioarsă avion mașină, mi-a dat cel mai bun jucător de astăzi. Să sperăm că nu rămâne așa. Din aici că n-am vrea ceva mai bun decât Rudiger și n-am mai vrea center back. Și acum, ultra mega predictosaurus Rex ce pică. Din review pack, naționalitate evident, pică și la icon player pick. Măcar, hai să zicem primii doi de aici. Că totuși sunt trei variante de player pick. Opa, ia vezi mă că primim Borzini din ăsta aici, nebun. Ok. 84 nu cred că e mai mult de 7500 coins. Left winger cu Anglia nu e o combinație bună la player pick pentru că asta ar însemna să ne dea pe la care seamănă cu un basketbalist, dar nu mai știu cum îl cheamă. Deci nu prea vrem asta. În spate se află vreun brazilian. Deci pe ăsta n-are rost să-l luăm în considerare. Spaniol. Bă, dacă mi-ar da Butragueni, aș zice salutare cu metrașule. Dar în rest, Casillas și alți băieți, nu prea. Singurul de acolo e Butragueniu, care ar fi, cred, la spaniol utilizabil. Știu că ar mai zice cineva Fernando Torres, dar nu mersi. Am destule tractoare, n-am unde să le mai parchez. Bun, hai să ne uităm rapid la nenea Cannavaro. Câte meciuri au jucat la acest club? În ideea în care l-am jucat și Super Sub la un moment dat. Deci n-are full meciuri. Unde ești cu metrașul? Uite-l. Deci vă gândiți că eu practic am dat, nu mai știu câte player swap-uri erau atunci pentru amărâtul ăsta, în loc să fie luat ca băieți Vieirao, Vieira care m-a ajutat în momentul ăsta perfect. Voi vă gândiți ce greșeală intergalactică am făcut și totuși am ales să o fac din nou? Respect. E bun. Deci are 99 de meciuri, nici măcar nu a prins 100 de meciuri și repet, l-am jucat și Super Sub și l-am jucat și la ceva din alea, nu mai știu. Cred că la swap-urile astea pe care le-am făcut sau nu mai știu, la ceva swap-uri l-am jucat sigur. Deci nici măcar nu-s meciuri full oficiale, ești nebun la cap. Asta este, domnilor. Bun, playmaker player pick. Vedem acum dacă e ceva de capul lui. Nu recomand să luați playmaker player pick-uri și din astea. Cred că e mai ok să iei resursele în ideea în care cu resursele aia poți să faci lejer un icon pack sau un icon player pick dacă bagă. Deci cumva eu mă duc tot la risc, că, na, știți cum e, eu în viață trebuie să rischi. Hai să vedem, domnilor, cum am zis, dacă îmi dă un Van der Sar, total mulțumit, ești nebun, atât, nu cer mai mult. N-am nevoie mai mult, nici măcar nu, de fapt stai că trebuie neapărat Van der Sar pentru chemistry la Van Dijk. Că voiam să zic că și Rusnacu ar fi ok, dar nu prea ar fi ok Rusnacu. Mamă, l-am luat iar pe ăsta. Data trecută am luat țapă, măcar dacă era unul din 5. Data trecută am luat țapă și am zis, bă, hai să mai dăm o dată, domnilor. Trebuie să-l scuturăm domnilor un pic, știți cum e. Dacă scuturăm, merge altfel treaba. Și nu uitați, domnilor, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com și codul de reducere CTXPGVPSGARAJ, indiferent ce vă cumpărați. Te rog, nu mă nenoroci că data trecută m-ai spart cu amărâtul ăla, pârlitul ăla de Cannavaro și ultimele iconuri nu au fost cine știe ce mare scol în afară de Nenea Cantona care ne terorizează și în ziua de astăzi la cât este de ultra mega legendar de lent. Dă-mi un Van der Sar, te rog frumos, altfel îți dau ultra mega, topor pe spate, hai toti! Din nou, bă, frate. Bă, din nou, bă, bă. Ai de cap, mă. Uitați-vă cât e slabă, frate, player pick-ul. Deci, absolut putregai total. Deja, bă, e drop aici, nebun. Deja, bă, e netvă. Niciunul nu intră în echipă. Toți ultra slăbani. Ăsta e mai slab ca și Canton aici, nebun, la cap. Cap. Bun, și cam asta a fost episodul, cum am zis, absolut bestial, ești nebun la cap. Abia aștept să-l bag pe nenea Drogba, îl bag în altă echipă. Nimic schimbat la echipă după acest icon player pick, vedem ce o să fie la următorul icon pack. Mersi fain divizionare, să aveți o super fain în continuare, categoric, n-are rost să vă încerca șansa cu gunoiul ăsta de pachet, player pick ce-o fi. Salutare, salutare!